De sărbători, 150 de râmniceni cu venituri reduse vor primi din partea autorităților locale pachete cu alimente. Pachetele cu produse specifice sărbătorilor vor fi distribuite la domiciliul beneficiarilor luni 21 decembrie. În acest an, Direcția de Asistență Socială Râmnicu Sărat a propus preaprobare Consiliului Local acordarea unui număr de 150 de pachete cu alimente specifice de sărbători pentru acele cazuri deosebite pe care le avem în monitorizare. Bineînțeles că acest lucru s-a aprobat, astfel că începând cu data de 21 decembrie, o să distribuim la domiciliul beneficiarilor. Râmnicenii vor primi alimente de bază, fructe și produse specifice Crăciunului, iar valoarea unui pachet este de 130 de lei. Pachetele au o valoare de 130 de lei pe bucată și conțin produse cum ar fi carne proaspătă de porc, o carne de pui, portocale, cozonac, dulciuri, lebăr, tobă, astfel că oamenii să aibă în ziua de Crăciun produse specifice pe masă, pentru că ei chiar nu și le pot permite. An de an, cu ocazia marilor sărbători, Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat aprobă acordarea de pachete cu alimente pentru persoanele defavorizate.